Basketbaliștii de la UMO Bitelcu au început cu dreptul play-off-ul Diviziei A. Clujenii au învins categoric ieri seară formația CSU Sibiu cu scorul de 97-75 în primul meci din sferturile turneului final. Americanul Kendall Dykes a fost cel mai bun om din echipa ardelenilor, cu 24 de puncte înscrise. UMO Bitelcu a pășit cu dreptul în play-off. Basketbaliștii pregătiți de Marcel Center au obținut o victorie categorică aseară în sala sporturilor Horia Demian, unde au dispus de CSU Sibiu cu 98-75. După un prim sfert echilibrat, clujenii au trecut la conducerea jocului, iar la pauza mare s-au distanțat la 12 puncte, scor 46-34. La reluare, gazdele și-au continuat asediul la panoul sibienilor, iar acest lucru s-a concretizat pe tabelă, clujenii distanțându-se după sfertul 3-20 de puncte, scor 71-51. Pe final, Marcel Center și-a menajat jucătorii importanți pentru următoarele partide din play-off. Lupta cu Sibiul pentru accederea în semifinale continuă în această seară, când se va juca meciul 2 din prima fază a play-off-ului.